Asigurații care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziție de Casa Națională de Sănătate la adresa www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidența cărora se află pentru verificare și după caz eliberarea cardului de sănătate. Asigurații cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia. Asigurații care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui card duplicat la Casa de Asigurări de Sănătate, unde vor depune o cerere și vor plăti contravaloarea noului card și a cheltuielor de distribuire prin servicii poștale în valoare de 15,5 lei. Până la primirea noului card de sănătate, asigurații vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului de sănătate, ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat. Asigurații care din motive personale sau religioase refuză utilizarea cardului de sănătate vor depune o cerere înscris la Casa de Asigurări, în care vor menționa motivele refuzului și vor restitui cardul de sănătate în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru acești asigurați în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate de 3 luni. Adeverința nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu. Pentru asigurații care împlinesc vârsta de 18 ani și sau dobândesc calitatea de asigurat, se generează automat din sistem comanda de tipărire și distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea înscrisă a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceștia vor primi cardul național de sănătate prin servicii poștale la domiciliul înscris în cartea de identitate. Procesul de tipărire și distribuire a cardurilor de sănătate este continuu. Acesta este motivul pentru care întotdeauna vor exista la casele județene carduri ale asiguraților cărora nu le-au putut fi înmânate prin servicii poștale. Din cele aproximativ 400.000 de carduri naționale tipărite pentru persoanele asigurate din județul Suceava au fost returnate către operatorul de servicii poștale instituției, un număr de 20.950 de carduri naționale care nu au putut fi înmânate beneficiarilor. Dintre acestea, Casa a distribuit 7.735 persoanelor asigurate care le-au solicitat. În ultima perioadă, media zilnică a cardurilor eliberate de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava este de 40, programul de lucru cu publicul fiind de luni până joi, între orele 9 și 15 și vineri între orele 9 și 13. În perioada 1 mai 24 august au fost eliberate 2.216 adeverințe de înlocuire a cardului național pentru asigurații care au pierdut, deteriorat cardul și 890 de adeverințe înlocuitoare pentru asigurații care refuză în mod expres din motive religioase sau de conștiință acest card. De asemenea, în același interval, Casa de Asigurări de Sănătate a eliberat 5.004 adeverințe care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul național. Persoanele asigurate care au card național nu trebuie să solicite Casei de Asigurări de Sănătate adeverință de asigurat. Dovada de asigurat este acest card. Pe de altă parte, rugăm asigurații să anunțe Casa de Sănătate ori de câte ori li se modifică calitatea de asigurat. Fie depun, fie transmit pe mail, pe fax, documente doveitoare în acest sens. Tocmai pentru ca instituția noastră să poată opera în timp util aceste noi informații, iar calitatea de asigurat să nu aibă de suferit, să nu se producă incidente, să devină persoană neasigurată. Este obligație și legală în acest sens ca asiguratul să, ca o persoană să anunțe orice modificare a calității de asigurat în 15 zile, 30 de zile de la data producerii acesteia.